Bună! Filmulețul de astăzi este unul puțin mai special, pentru mine cel puțin, pentru că astăzi se împlinește un an de când m-am apucat de YouTube. Astăzi s-a împlinit anul de când mi-am pus fața pe YouTube să mă vadă toată lumea. Scuzați unghiile, sunt varză. La mine 11 noaptea, e 16 august, la mine încă nu e 17, dar am vrut să filmez acest filmuleț și să pot să-l încarc cât mai repede. Pentru că este o zi specială pentru mine. A trecut un an de când mi-am luat și eu inima din să mă apuc de făcut filmulețe pe YouTube și am învățat un lucru, două, de când am început să fac filmulețe pe YouTube. Am învățat câteva lucruri despre lumea asta de aici, de pe YouTube. Am vrut să vă zic ceva mai întâi. Mă uitam acum la statisticile de pe YouTube, era să zic Analytics. Mă uitam la statisticile de pe YouTube și am văzut că am peste 17.000 de abonați. Yeah. Pentru alții știu că nu pare mult, dar pentru mine este o grămadă. 17.000 de oameni, vă dați seama câți oameni sunt. Tot în seara asta mă uitam la statisticile de pe YouTube și mă uitam să văd câte persoane s-au abonat canalului meu din prima zi de când am pus filmulețul. Și am vrut să menționez aceste persoane ca să le spun mulțumesc în acest filmuleț că s-au abonat de atunci, din prima zi de când au văzut primul meu filmuleț. Persoanele respective sunt Emanuela, Diana, fata asta e cea mai drăguță fată pe care o știu. Serios, mi-a comentat la fiecare filmuleț, la fiecare filmuleț îmi dă share. E mult prea amabilă cu mine și cuvintele nu sunt destule ca să-i mulțumesc. E minunată. Cred că o știți, sigur o știți. Dacă vă uitați la comentarii pe la filmulețele mele sau pe la filmulețele altor persoane, probabil ați mai auzit de Emanuela, Diana. Te pup, ești minunată. Să vedem pe cine mai avem aici. Mai avem pe Liana. Ana, două cuvinte. Mulțumesc, Liana, vă voi pune canalul în descriere. Vă pune toate canalele în cutiuța cu descriere, să treceți și voi pe la ei dacă vreți. Bonkers for Beauty. Alexandra, ai fost abonată din prima zi, nu vine să cred, nu știam. Mulțumesc din suflet, Alexandra, că ai fost alături de mine chiar de atunci din prima zi. Și cine mai este? Mămica lui Noa. Ea nu mai apare aici pe listă, dar știu sigur că ea a fost alături de mine din prima zi de când am făcut acel filmuleț pe YouTube. Ea a fost acolo în fiecare zi să mă sprijine și să mă încurajeze, să-mi lase comentarii frumoase. Mămica lui Noa, sau Larisa, cum o cheamă pe ea, este minunată. Nu știu ce să vă mai zic despre ea, decât că puteți să vă ce să vă uitați și voi pe canalul ei ca să vă îndrăgostiți și voi de ea, așa cum am îndrăgostit și eu de ea. Și acum că am menționat persoanele care mi-au fost alături de la început și cărora le mulțumesc din suflet, vă mulțumesc tuturor, doar că mi s-a părut așa puțin mai special că ele au fost cu mine așa din prima zi, ele s-au abonat și încă îmi sunt alături. Și pentru că astăzi s-a împlinit anul de când m-am apucat de YouTube, am vrut să vă povestesc azi câteva lucruri pe care eu le-am învățat de când sunt pe YouTube sau lucruri de care am devenit conștientă de când sunt pe YouTube sau câteva lucruri care s-au schimbat de atunci. Mi-am făcut aici câteva notițe așa ca să am câteva idei. În primul rând, am mai slăbit puțin. Nu știu dacă se vede pe cameră. Dar atunci când am început să fac filmulețe, eram puțin mai plinuță. Tocmai ce avusesem un bebeluș, deci e normal să fii puțin mai plinuță atunci. Lucruri care s-au mai schimbat de atunci, mi-am cumpărat lumini cu care filmez noaptea în mijlocul nopții. Înainte filmam doar la lumina zilei, dar când a venit iarna, nu mai puteam să fac față, pentru că atunci când ai un copil mic acasă, când ai o grămadă de lucruri de făcut, nu ai timp să filmezi pur și simplu, mai ales în timpul zilei. Așa că luminile acestea m-au salvat pe mine, pentru că pot să filmez oricând, miezul nopții, la 3 dimineața. Asta o să schimbam, mi-am cumpărat lumini, camera a rămas aceeași, camera cu care filmez. Nu prea s-a schimbat nimic altceva decât părul meu s-a mai schimbat. S-a mai schimbat culoarea părului meu puțin. Iar acum vreau să vă spun și câteva lucruri de care am devenit mai conștientă de când m-am apucat de făcut filmulețe. Primul lucru ar fi că lumea este rea. Lumea este rea. Chiar dacă nu le dai motiv să fie reclin, lumea este rea, pur și simplu. Lumea o să încerce să te facă cu oși, cu oțet, să te facă și o tocăniță, să te distrugă. Din ce motiv? Nu știu. Chiar nu știu din ce motiv. Dar unora le face plăcere să vină pe canalul tău pe YouTube și să te facă în toate felurile și să încerce să te doboare, pur și simplu, să te facă să simți așa ca un nimic. Până acum n-a reușit nimeni să facă asta și, sincer, eu nu cred că va reuși nimeni. Așa că vă spun tuturor celor care mi-ați lăsat comentarii nașpa până acum sau care vă gândiți să-mi lăsați comentarii nașpa, vă pierdeți timpul degeaba. Și tot în aceeași categorie ar fi că oamenii sunt ipocriți. Nu toți, dar unii sunt foarte ipocriți. Încearcă așa
să te prostească pe față sau încearcă să se dea așa pe lângă tine, să te lingușească, și iar în momentul în care spui ceva ce nu le convine sau nu ai apucat, Doamne ferește, să le răspunzi la un comentariu, gata, nu mai ești bun de nimic, ești nașpa, ești varză și o să înceapă să te urască. Nu știu, oamenii sunt răi și ipocriți, mai ales pe internet, pentru că na, te ascunzi în spatele unui calculator și poți să zici ce vrei cui vrei fără să îți dezvălui identitatea, ca să spun așa. Nu știu de ce unora le face plăcere să facă asta, dar asta e un lucru pe care l-am învățat, că lumea este rea și lumea încearcă să te atace cum poate, de unde poate, să se ia de tine. Dacă ai un ciuf care stă puțin așa, o să se ia de tine, că ești varză, că ești nașpa, că ești distrus, nu vezi ce păr ai, că stă ciuful așa. Asta e un lucru pe care îl veți observa sau pe care l-ați observat dacă faceți deja filmețe pe YouTube. Dar pe de altă parte, am observat că există și multă lume bună. Lume care este acolo să te sprijine cu un cuvânt bun, cu... E pur și simplu acolo să te sprijine și să te încurajezi cu orice ai face. Și sunt oameni care fac lucruri fără să aștepte ceva înapoi, care fac lucruri pentru tine și te ajută cu ceva fără să aștepte nimic înapoi. Vă spun sigur că există și oameni din așa care fac fapte bune și lucruri bune fără să aștepte o răsplată. Alt lucru pe care l-am observat este că este o competiție atât de mare pe YouTube și nu mă refer neapărat la canalele din România. Am impresia că multe canale de beauty, cel puțin din România, încă sunt așa la început, adică nu se compară cu cele de aici în Statele Unite, unde au fetele câte 7 milioane, 3 milioane de abonați sau unde lumea filmează în studio cu echipamente nu știu de care, cu lumini, cu microfoane, cu persoane care filmează. Aici lumea o ia așa, în serios, pentru că aici multă lume asta e meseria lor, să facă filmețe pe YouTube, și atunci când normal o să ia treaba asta în serios și o să încearcă să fie cât mai bun la chestia asta, dar nu știu, parcă e competiție prea mare și lumea încearcă să fie cât mai, să facă filmețe cât mai, să arate ca un film, cât mai bla bla, dar până la urmă, nu știu, stau cu toate și mă uit la fetele din străinătate, de exemplu, și îmi aduc aminte că atunci când am început eu să mă uit la ele, nu la toate, la câteva, m-am uitat la ele de drag, pentru că îmi plăcea să stau să le ascult, să mă uit la ele cum vorbesc și la la la. Dar între timp parcă a devenit totul așa de comercial, parcă doar să faci reclamă la chestia aia, doar la chestia aia, doar să filmezi o ținută fără să spui nimic și... Nu văd farmecul acelor filmulețe, sincer, dar nu știu, asta e o chestie care mi se pare mie, că este o competiție mare pe YouTube, toată lumea încearcă să fie mai bun decât celălalt, să ai mai mulți abonați decât ăla, să ai mai multe vizualizări decât ăla. Și parcă e așa, toată lumea e în goană și în competiție după abonați și vizualizări, dar... Până la urmă, care-i farmecul dacă tu nu te bucuri de persoanele cu care interacționezi, nu te bucuri de comentariile lor? Nu este absolut nimic greșit să încerci să fii mereu mai bun, să te îmbunătățești, să ai un conținut mai bun, să ai calitate mai bună, nu e nimic greșit în asta, dar când începi să faci asta doar așa de... Când nu mai faci de drag și faci de drag de a face și mereu ca să fii în competiție cu alții... Atunci parcă își pierde farmecul. Iar alt lucru pe care l-am învățat de când sunt pe YouTube, am învățat de la youtuberii mai mari că atunci când îți expui informații despre viața privată, despre detalii, de familie, de copii, de muncă, de școală, de la la la, lumea are cu atât mai multe motive să se lege de tine și de viața ta și să încerce să te atace și să doboare și să te facă cu oși și cu oțel și să te... Așa sunt unii oameni, cu cât îi lași pe alții să știe mai multe despre tine, cu atât o să încerce să te distrugă mai mult, pentru că nu știu dacă, mulți dintre voi nu cred că vă dați seama, dar internetul ăsta poate fi un loc destul de rău. Lumea este... Nu am văzut în viața mea oameni atât de răi cum am văzut pe internet. Pentru că pe internet toată lumea are curaj și de asta. Iar eu de asta prefer să nu vă vorbesc pe viața mea personală, despre istoria vieții mele aici pe internet, aici pe YouTube. Eu doar vreau să vă spun despre machiaje, despre ce am mai făcut azi, chestii din astea, nimic serios, nimic detalii despre viața mea personală, din acest motiv și sper că înțelegeți. Am spus asta pentru că multe dintre voi îmi ceresc uneori să vi le arăt pe copilul meu, să vă arăt casa mea, să vă arăt aia. Nu o să vă arăt niciuna dintre astea din motivele pe care le-am menționat mai devreme. Cam atât am vrut să vă povestesc în seara asta, doar am vrut să sărbătoresc așa puțin acest milestone, cum se spune în engleză, această dată specială pentru mine, acest prim an de YouTube. Eu vă mulțumesc tuturor că îmi sunteți alături, că vă uitați la mine și că sunteți atât de drăguți cu mine. Serios, nu puteam să-mi imaginez că o să am atât de multe persoane minunate care să fie acolo pentru mine și să se uite la filmețele mele atunci când le pun pe YouTube, indiferent că stau și vorbesc aici
tâmpenii. Vă mulțumesc că vă uitați la mine și că îmi sunteți alături și mă sprijiniți. Înseamnă foarte mult pentru mine și pot să spun că mă bucur mult că am avut curajul în acea zi, acum un an, să-mi fac curajul să fac filmulețe pe YouTube, pentru că a fost un an bun, a fost o experiență bună și abia aștept să văd ce-mi rezervă viitorul. Sper să reușesc să vă cunosc pe cât mai mulți dintre voi și poate într-o bună zi să vă și cunosc personal, să vă văd față în față, să vă pot da o îmbrățișare și să vă mulțumesc personal. Sper că nu v-au deranjat prea tare unghiile mele varză. Ideea acestui filmuleț nu a fost unghiile mele, așa că nu vă legați de ele, vă rog. Dacă v-a plăcut filmulețul de astăzi, nu uitați să apăsați butonul ăla cu degetul în sus și să vă abonați dacă n-ați făcut-o deja. Ne vedem în curând în următorul filmuleț. Am bucat! Pa! A sosit timpul să filmez alt filmuleț cu produse terminate. Acesta este al doilea filmuleț pe care îl filmez de acest gen.